Recesiunea, sau mai corect zis, recesiunea gingivală, înseamnă retragerea gingiei de pe lângă dinte. În mod contrar recesiunii gingiei în cazul parodontitei, recesiunea normală nu are o cauză inflamatorie. Cauzele recesiunilor sunt variate. Dacă ele apar doar local, la nivelul unui singur dinte, atunci cauza este de cele mai multe ori opoziția normală a dintelui, cum vedeți la caninul de față. Atunci când dintele erupe normal în mijlocul crestei alveolare, are în afara lui o zonă suficientă de os, respectiv gingie, cu o perfuzie de sânge optimală, simbolizată în imagine de punctele roșii. Atunci când dintele erupe prea în afară, spre buză sau spre obraz, osul din această zonă este deja mai subțire, iar circulația sangvină la fel, micșorată. În cazul în care se ajunge la o supra-solicitare a dintelui la mușcare, în imagine săgeata roșie, și la comprimarea osului în care se află situat dintele, atunci se produce o perfuzare cu sânge și mai severă a acestui teritoriu. O perfuzare suboptimală cu sânge înseamnă întotdeauna o furnizare suboptimală cu nutrienți a zonei respective. Osul, respectiv gingia, se retrag în această situație. Apare recesiunea. Atunci când recesiunile apar la mai mulți dinți, ca în imagine, cauza este de cele mai multe ori o tehnică de periaj a dinților incorrectă. Coletele dezgolite ale dinților suferă nu doar de o sensibilitate ridicată, de exemplu la rece sau cald, ci pot fi afectate și mai ușor de caria dentară. Un tratament este deci necesar. În cadrul tratamentului nu se urmărește doar îngroșarea țesuturilor din afară pentru a asigura perfuzia corespunzătoare a zonei cu sânge. Cofactorii, de exemplu poziția incorrectă a dintelui pe arcadă și sau tehnica incorrectă de periaj dentar, trebuie la fel modificați. Mai mult despre aceasta în videoul Acoperirea recesiunii gingivale.